Mi-am pus și eu mereu problema asta și am mai zis-o pe unde vorbesc, că unul dintre indicatorii sau, să zic, acei factori care ajută sau determină un om să aibă succes, fie în antreprenoriat, în sport, în viață, în general, este drive-ul ăsta, cum zicea Jobs. Stay hungry, stay foolish. Și mi se pare că putem să luăm tot exemplu cu Jobs, care e cunoscut de oricine, sau Elon. Deci oamenii ăștia au fost sunt că ăsta încă trăiește hungry. Adică au drive-ul ăla de a face ceva. În continuu trebuie să facă ceva mai mult. Și dacă nu l-ai ăla, unii au foarte puțin. În general, majoritatea oamenilor pe pământ l-au foarte puțin și atunci fac foarte puțin în viață. Unii sunt ca ăștia rarități, care plus alt context, că sunt la locul potrivit, omul potrivit cu toate cele, ajung să facă lucruri extraordinare. În general, antreprenorii au drive mai mult decât oamenii care nu fac foarte multe lucruri în viață.